Salutare lume, eu sunt Ale și sunt foarte, foarte răcită. Îl avem aici pe Teddy, care a spus că vrea să stea lângă mine cât timp filmez, ca să se asigure că sunt bine. Mulțumesc, Teddy! După cererile voastre, m-am hotărât să vă povestesc cum se desfășoară o zi la Smurd, atunci când sunt de gardă 24 de ore. Fără să mint, diminețile mele încep foarte bine atunci când știu că trebuie să merg la Smurd. Am stat și am făcut o comparație. Mă trezesc la 6:30-7, aproximativ la fel ca într-o zi normală de facultate, dar atunci când știu că trebuie să merg la cursuri, deși încerc să-mi impun ca dimineața mea e perfectă, că mă trezesc și fac toate chestiile pe care mi le propun, nu se întâmplă nimic din astea. Nu reușesc să mă trezesc la prima alarmă, dau snooze de 10.000 de ori, mă trezesc târziu, sunt pe grabă, nu apuc să fac mai nimic, iar traficul e cireașa de pe tort, ca în fiecare dimineață. Când știu că tura mea începe la ora 8, reușesc să mă trezesc aproape înaintea alarmei și reușesc să fac toate chestiile pe care mi le propun în acea dimineață, așa că totul merge foarte bine. În drum spre unitate, îmi pun muzică și încep să cânt, aducând un plus zilei mele. Bine, deși dacă ar fi cineva lângă mine în mașină când aș cânta, nu cred că ar fi un plus pentru acea persoană. Era să uit. Înainte să merg spre unitate, opresc la magazinul de lângă blocul meu și cumpăr cola, pentru că o zi fără cola la Smurd e ca și cum nu ar fi o zi, adică... Da, oricum nu se întâmplă asta, tot timpul există cola la Smurd. Dacă vreți să faceți cadouri, cola. Și ați rezolvat problema. Când ajung, cafeaua e pregătită, la fel și cana mea cu inimioare roz, ca să nu uite băieții că mai au și fete prin unitate. Până acum totul e perfect, nimeni nu așteaptă primul caz decât mine. Ei bine, atunci când spun că aștept primul caz, nu mă refer că îmi doresc ca cineva să pățească ceva rău. Când spun asta, îmi doresc ca dacă cineva pățește ceva rău și sună la 112, dispeceratul să ne dea nouă cazul ca să putem merge noi să-i ajutăm. E totul atât de simplu, nu? Mereu o să fie un conflict între mine și colegii mei pe subiectul acesta, pentru că ei nu-și doresc, eu îmi doresc. Am spus mai înainte cum îmi doresc, și nu știu cum se face că de fiecare dată când se întâmplă ceva sau când urmează să primim un caz, simt. Deci simt chestia asta foarte des și mă cam sperie. Atunci începe aventura când încep să primești cazuri și am să aleg o zi mai încărcată despre care să vă povestesc. E ora 12, sună alarma, lași la o parte orice activitate ai avea și ai plecat. În acel moment nu știi când o să te mai întorci, peste o oră, două, trei, patru, habar nu ai, mergi și îți faci treaba cât de bine poți tu. Te întorci în unitate după 3 ore și ceva pentru că ai avut 3 cazuri legate, te pui la masă să mănânci pentru că organismul tău are nevoie de resurse și dacă nu mănânci simți că nu mai poți, pentru că eu simt chestia asta când nu mănânc. Te pui la masă, îți încălzești mâncarea, dar ce să vezi că sună alarma și trebuie să pleci, așa că mâncați voi mâncarea. Cine rămâne aici? Da, mergi la casă, îți faci treaba, te întorci, îți reîncălzești mâncarea dacă a mai rămas ceva din ea. Nu, glumesc, nu se atinge lumea de mâncarea ta, doar dacă întreabă. Îți mănânci mâncarea liniștit și apoi parcă se mai liniștește treaba, primești un caz, două, odată la câteva ori. Ei bine, noaptea e partea preferată a tuturor. Pe la ora 11 încep să simt oboseala și simt că aș vrea să mă pun în pat să dorm. Dar ce să vedeți, sună alarma, ne pregătim, mergem la caz și de-abia aștept să mă întorc să fac un duș și să mă pun în pat. Nu am pățit până acum să sune alarma în timp ce fac duș, dar am pățit să sune alarma chiar când am oprit apa de la duș, așa că m-am îmbrăcat rapid și am plecat. A fost foarte amuzant, dar sincer să vă spun, asta e cea mai mare frica mea, să nu sune alarma când fac duș. Într-un final mă pun la somn, dar nu pentru mult timp. Una dintre nopțile mele a fost cam așa. Ajungeam de la caz, mă schimbam, mă puneam în pat, stăteam cam 10-20 de minute. Știți momentul ăla când începi să adormi și ești așa între vis și realitate, dar nu ajung să visez pentru că sunt ciclul acesta cam până pe la 5-5:30 dimineața. Mă refer la faptul că ajungeam pe când să adormim, suna iar și plecam. Când nu mai primeam niciun caz, dar la 7 trebuia să ne trezim pentru că trebuia să facem puțină curățenie după 24 de ore petrecute în unitatea de pompieri, să pregătim unitatea pentru tura care urma să vină la schimb. Ora 8 se face schimbul de tură, ajung acasă și mă pun la somn până pe la ora 16, după care mă trezesc și simt că aș vrea să dorm până următoarea zi,
dar cumva îmi revin. Acestea fiind spuse, așa arată o zi încărcată la smurt, nu mă plâng de nimic pentru că eu aleg să fac asta și chiar îmi place, chiar dacă următoarea zi mă simt obosită de parcă m-ar fi bătut cineva, sunt foarte mulțumită de mine. Eu am fost Ale, vă pup și nu uita să dați un like, un share și un subscribe dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu chestii foarte interesante pentru că urmează o perioadă super boom. M-am pupat, pa!